Salut! Sunt Andrei Sisu și am văzut că unii oameni judecă o carte după copertă. Dacă și tu crezi că literele sau crucea de pe coperta Bibliei sunt mai importante decât ce scrie înăuntru, urmărește-mă să-ți spun cele trei religii din România care și-au făcut propria traducere a Bibliei. Orice Biblie este de fapt o traducere. Toți autorii Bibliei au fost evrei, mai puțin unul, și au scris în limba ebraică sau greacă. Deci, orice Biblie românească este o traducere din aceste limbi, sau chiar din limba latină, adică o traducere după traducere. Uite lista religiilor care au traduceri confesionale. 1. Biserica Ortodoxă a publicat cele mai multe ediții de Biblie și prima dintre ele are peste 3 secole vechime. Bibliile în traduceri sinodale, după cum sunt denumite, au ajutat la formarea limbii române. Generații întregi de copii au învățat carte folosind pasaje din Biblia Ortodoxă. Marca unei astfel de Biblii stă în binecuvântarea pe care Patriarhul Bisericii o publică pe primele pagini ale cărții. 2. Biserica Romano-Catolică a tradus complet pentru prima dată Biblia în anul 2013 și această traducere este cunoscută ca Biblia de la Iași. Este surprinzător că cea mai mare confesiune creștină din lume a tradus prima Biblie în limba țării noastre doar acum 8 ani. 3. Biblia Martorilor lui Iehova sau Traducerea Lumii Noi. Există în limba română de mai mulți ani și e utilizată de aproximativ 50.000 de persoane. Și cam atât. Au Biblie tradusă în regie proprie ortodoxii, catolicii și martorii lui Iehova. Iar restul, adică în ordine alfabetică adventiști, baptiști, creștini după Evanghelie, penticostali și alții, preferă versiunea tradusă de Dumitru Cornilescu, un creștin ortodox de la începutul secolului trecut. Cornilescu nu a aparținut cultelor care îi folosesc traducerea și opera lui a fost acceptată de Societatea Biblică Britanică, o editură internațională. Astăzi, versiunea lui pare să fie cea mai populară traducere, fiind cea mai citită și răspândită în peste 10 milioane de exemplare în România, inclusiv copii ale Noului Testament. Chiar și tipografia Institutului Biblic și de misiune al Bisericii Ortodoxe Române a tipărit această Biblie a lui Cornilescu la București în anul 1987, după cum informa fiica celebrului profesor și părinte Dumitru Stăniloae. În episodul următor voi răspunde întrebării care Biblie este bună și voi răspunde pe scurt criticilor care se aduc traducerii lui Dumitru Cornilescu. Până atunci, te poate ajuta informația că există și traduceri publicate de comitete în care au lucrat reprezentanți din mai multe religii. O astfel de Biblie poți găsi în comentariul de sub video. Aștept opinia ta și subscribe sau share dacă ți-a plăcut. Știi pe cineva care nu are o Biblie acasă? Dacă nici tu nu ai una, scrie la adresa contact@solascriptura.ro ce fel de Biblie ai prefera să-ți ofer. Acesta a fost și episodul de azi, până data viitoare, nu uita, fii simplu, fii autentic!